Sandra Izbașa este una dintre cele mai de succes sportive Ale Stelei și României Dubla campioană olimpică la gimnastică în 2008 și 2012 Împlinește astăzi frumoasa vârstă de 30 de ani Sandra este antrenoare de mai bine de 3 ani La secția de gimnastică a clubului Steaua Iar anul trecut a debutat în industria cinematografică În filmul Faci sau Taci Îmi Doresc în continuare să aducem copii Să facă sport în general de plăcere Și apoi să vedem dacă sunt buni pentru performanță Fetele de 10 ani au fost campioane naționale anul trecut, vezi pe cineva să-ți calce pe urme? Eu îmi doresc să își calce singure pe urme și să evolueze pentru ele, să realizeze rezultate foarte, foarte frumoase pentru clubul său și pentru ele, în primul rând. Trebuie să luăm totul din aproape în aproape. Sandra Izbașa le ține pumnii sportivilor români calificați la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Mariana Drăgulescu cum îl vezi la anul, să spune, este singura medalie care îi lipsește. El este, el este super motivat și mă bucur pentru el, pentru că și în toată izolarea asta el a făcut antrenamente zilnice și îmi doresc foarte mult pentru el să-și atingă țelul. Anul trecut, Sandra a debutat în industria cinematografică în filmul Faci sau Taci. În copilărie, campioanei clubului Steaua îi se spunea Oscar, pentru că strălucea la concursuri mai mult decât la antrenamente. Cum a fost experiența ca actriță? A fost super interesantă, mi-ar plăcea să o repet. Am făcut niște cursuri de actorie acum câțiva ani și mi-am dorit pentru mine să -mi confirm că aș avea și această latură. Acum să vedem. A prins foarte bine acel film Faci sau taci în care am jucat. 17 medalii a cucerit în total Sandra Izbașa în cariera sa de gimnastă la jocurile olimpice, campionatele mondiale și europene.